Spuneam odată fraților în biserică că există un mod de a face liniște în biserică. Și asta dintr-o experiență de-a mea de la școală. Când profesorul tace, toți studenții se opresc din tot ce fac și se uită la el. Nimeni nu mai comentează și, sigur, am constatat că se poate aplica și în biserică lucrul ăsta câteodată. Ia. Am o rugăminte la dumneavoastră. Să punem telefoanele celulare pe airplane. Că se face interferență și atunci nu merge bine stația. Așa îmi spun frații de aici, da? Deci am rugămintea aceasta. Nu? Trebuie să tac, că atunci se face liniște. Yeah. Ok? Yeah. Frații îmi spuneau că, sigur, sunt cei care avem business, au business și poate să mai sune. Și mi-aduc aminte de fratele acesta din Coreea, care este păstor la o biserică foarte mare, de 50.000 de membri, David John Kicho. Da? Și l-am auzit personal făcând mărturisirea aceasta, zicea că el avea timpul lui de părtășie cu Dumnezeu. Și în vremea aceea s-a întâmplat că președintele țării, care era un credincios, l-a sunat, dar el era la rugăciune. Și el a spus așa, soția lui a răspuns la președinte, zice, nu pot să-l deranjez acum pentru că stă de vorbă cu Dumnezeu. Așa că lăsăm și business-urile acasă, stăm de vorbă cu Dumnezeu aici și îl lăudăm pe Dumnezeu. Da? Aș vrea să spun bun venit, fraților, și vă binecuvântăm în numele lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, și cred că este adevărat, Domnului îi place să locuiască în mijlocul laudelor lui Israel. Și noi am venit aici să lăudăm pe Domnul, pentru că Domnul este bun. Și îndurarea lui ține în veci, așa spune cuvântul. Sau Psalmul 118. Ziua aceasta a fost făcută de Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului și vă binecuvântăm din casa lui Dumnezeu. N-am atâtea binecuvântări în casa mea, dar Dumnezeu are în casa Lui. Și vă binecuvântăm din casa Lui Dumnezeu și în casa Lui Dumnezeu. Bine ați venit și Domnul să fie lăudat, noi să fim zidiți sufletește și să ne bucurăm în Domnul. Amin? Da, frate, că avem o cântare și după cântare facem o rugăciune. Poftim, frate. Iisus Hristos e Domnul. Amin. Iisus Hristos e Domnul. Lăudați și binecuvântați să ne fie numele Lui în vecii vecilor. Dorim ca tot ce facem în această dupămasă să fie pentru slava și pentru gloria Lui. Dorim pe El să ne înălțăm prin toate cântările și prin tot ce vom face. Vă mulțumim că ne-ați primit cu atâta dragoste. Am fost aici cu mai mulți ani în urmă cu grupul Sunset. Atunci am fost doar 4 persoane. Numărul a crescut, după cum vedeți, sunt mai mulți. Nu i-am numărat pe toți, dar Domnul să-i binecuvinteze pe toți care au venit să laude pe El. Pentru început dorim să cântăm o cântare cunoscută, pentru că suntem în casa Domnului, în prezența Domnului, să cântăm o cântare de bucurie. Am venit cu bucurie înaintea Domnului. Refrenul cântării spune, eu sunt fericit. Sunt fericit. De ce? Sunt fericit că El m-a mântuit. Vă rog, proiectați textul.
Să ne rugăm cu toții, da? Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că ne-ai dăruit ziua de astăzi, Doamne. Îți mulțumesc pentru că te-ai îndurat de noi și ne-ai binecuvântat cu o zi așa de frumoasă. Doamne, te rog să binecuvintezi fiecare suflet care în seara aceasta este în casa ta. Fă, Doamne, ca să avem inimi bune, să te lăudăm pe tine, Doamne, și să avem inimi care să primească cuvântul tău, Doamne. Doamne, te lăudăm pentru îndurarea ta și pentru bunătatea care ți l-ai înnoit față de noi în ziua de astăzi, Doamne. Te rog, Doamne, răsplătește tuturor ce vor face o slujbă de laudă pentru numele tău și binecuvântarea ta te rog să rămână peste noi toți. Îți mulțumesc, Doamne, și te binecuvintez în numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. E Dumnezeu, îl cheamă Iisus, veni să-mi dea iertarea-n dar pe Golgota. El mi-a șters păcatul, mormântul lui e gol, căci el e viu și-n veci va fi. Da, el e viu și-n ziua de mâine, orice ar veni, nu mă mai trebuie. Yeah.
s-ar putea să-ți dea iertare iar, să-ți schimbe inima ce s-a împietrit. Nu mă întreba de ce atunci când încercări m-ar fi, nu poți avea în ele bucurii. Dar pot să spun ce mare har Iisus mi-a dat la toți în dar. Să-ți explic, eu știu că El e viu, cum El veghează viața mea mereu. Nu mă întreba cum te-a ales să vină jos la noi, să ne dea bucurii și în nevoi. Nu mai e dat, la cer cu mar, la cer și-a mea.
tine, ruga mea va fi, ține-mă în mâna ta. Sora Miclea va avea o scurtă poezie. Evenimentul pe care îl așteptăm cu toții și care se va petrece în curând este venirea Domnului. Dorim ca toți să fim pregătiți și să-L întâmpinăm pe nor. Printre ființe, lucruri și întâmplări, căutăm frumosul. Și găsim adesea ca pe o cântare din fața dinspre stele. Alteori, îl găsim ca pe o culoare care străbate printre ale cerului perdele și ne oprim ca să-l sorbim. Dar drumul nu s-a terminat. De la frumosul ce am aflat, sunt vieți întregi de mers pe jos spre mai frumos decât frumos. Frumos când razele de soare prin trandafir fac sărbătoare. Frumos când vulturul plutește pe albastrul dintre două creste. Frumoasă seara ce se lasă pe întorsul turmelor acasă. Frumoasă dragostea de semeni când într-o lacrimă te îngemeni. Și totuși, mintea ne îmbie spre acel frumos din veșnicie ce nu-l găsim pe aici, pe jos. Și mai frumos decât frumos. Să știm ce înseamnă a iubi, pe o cruce cerul întreg veni. Să știm ce înseamnă a fi iubit, Hristos pe o cruce s-a jertfit. Și așa în inimi s-a ivit frumos ce nu s-a auzit. Și așa în inimi s-a aflat frumos cum n-a fost niciodată. Și totuși așteptăm o zi de fără margini bucurii și un nor de înger luminos pe care va veni Hristos. Și atunci va fi de tot frumos. Și atunci va fi cel mai frumos. Amin. Din locul liniște de veci, o Domnul slavei sfinte, spre noi privirea să-ți apleci, nu te rugăm fierbinte, ascultă glasul tremura. Teama ce ne-apasă peste pământul
spre bunătatea ta strigăm. În mila ta cea mută primește rugăciunea ta și cererea ne ascultă. Dă pace pe pământ și adu. Noi vrem de înviorare, noi te rugăm să te îndui, dă pace între popoare. Din locul liniștei vezi, o, Domnul slavei sfinte, noi privirea să-ți aplești. Noi te rugăm fierbinte, ascultă glasul tremurat de teama ce ne-a pasă. Peste pământul tulburat, Doamne, pace lasă spre bunătatea ta strigăm. În mine ta ce mută primește rugăciunea ta și cererea ne ascultă. Ce pe pământ și adun, noi vrem de înviorare, noi te rugăm să te îndui, dă pace între popoare. Jesus, my heavenly King, loves me, I know. Praises to Him I sing, onward I go. Closely to Him I cling, blessings still flow. I love my Savior too.
I love my Savior, He loves me too. I seek His favor in everything I do. Walking within each day, love light don't shine, doing His will always, never repine. Kneeling to Him I pray, Thy will not mine. I love my Savior too. I love my Savior, He loves me. His favor in everything I do. I love my Savior, He loves me too. And I seek His favor in everything I do. Come on, sing with us. Loves me too. I seek His favor in everything I do. Brațele-i puternice.
gândesc că trebuie să le mulțumesc fraților că mi-au ușurat așa de mult slujba mea în seara aceasta, făcând ei, da? Și stăteam așa de liniștit și fratele ei când face, hey, trebuie să facem și slujba aceasta. Și eu nu-i spun niciodată în biserică, e colecte, și facem, ne închinăm Domnului cu darul nostru de bunăvoie, da? Deci, haideți să cântăm o cântare, da? Și în timpul acestei cântări să slujim și să ne închinăm Domnului și cu darul nostru de bunăvoie. Amin. Ia, mulțumesc. Vom cânta o cântare cunoscută, Ce mare și bun, minunat și slăvit e Iisus, al meu bun păstor. Amen.
invit să ne ridicăm să citim un text din Scriptură pentru seara aceasta, în care vom privi mai târziu. Aș dori să deschidem în Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Citim de la versetul 31 până la versetul 38. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 31 la 38. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie. Le spunea lucrurile acesteia pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. E problemă când depinzi de electronică. Totuși e bine că nu sunt în avion sau în elicopter. Ar fi mare problemă. Trebuie să ai puțină răbdare. Sunt multe aparate aici care trebuie controlate. E destul de greu. Thank you.
Până la urmă știți vorba românului, socoteala de acasă nu se potrivește neapărat cu cea din târg și de la biserică, dar cred că Domnul le are pe toate sub control și îi mulțumim Domnului pentru harul pe care ne dă să fim împreună. Și în momentul acesta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și restul cântărilor o să le avem mai încolo și o să ne bucurăm de harul de a sta împreună la închinare. Pentru seara aceasta, mai întâi de toate, vă aducem salutări sfinte din partea Bisericii Baptiste Române din Portland, peste drum, peste râu, vis-a-vis. Asta sigur nu-i din predică. Eu nu cânt de obicei ca să nu stric la nimeni slujirea și fiecare cu darul lui. Vă aducem salutări, cum am spus, din statul vecin, din Portland, Oregon, din Biserica Baptistă Română de acolo, împreună cu fratele Nelu Brisc, slujesc în această biserică și ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Personal, pentru prima oară când sunt în locul acesta, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare și să vă dea mult har. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la un text pe care îl cunoaștem și care ne vorbește despre felul în care Domnul Iisus Hristos a stat față în față cu ucenicii Lui și le-a dat o lecție extrem de importantă vis-a-vis de lucrurile care îi pasionau și de lucrurile care îi preocupau foarte mult. Și seara aceasta aș vrea să ne uităm la un moment de criză din viața de ucenicie a celor oameni, a celor bărbați, și să vedem ce putem învăța de la ei. Fiecare dintre noi, dacă suntem ai Domnului, suntem ucenicii Lui. Dacă îl cunoaștem pe El, dacă ne-a răscumpărat, atunci automat suntem ucenicii Lui. Și în viața de ucenicie, viața de ucenicie nu e ușoară. Și uneori mai sunt și momente în care ești certat, ești învățat, ești mustrat. Mi-aduc aminte de momentele în care făceam școala de șoferi în România, care este obligatorie acolo, și la un moment dat a fost un astfel de moment de criză în care instructorul ne spunea: trebuie să-ți coordonezi toate mișcările pentru că în trafic nu poți să greșești decât o singură dată. Și atunci greșeala poate fi fatală. E bine, un astfel de moment de mustrare avem și în textul acesta, când Domnul Iisus Hristos stă față în față cu Petru și cu ceilalți ucenici și îi cheamă să se gândească la lucrurile de sus și nu la lucrurile de jos. În seara aceasta aș vrea să vedem ce ne învață Scriptura despre îndeletniciri, despre preocupări. Domnul Iisus i-a spus lui Petru altădată: înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Îndeletnicirile, preocupările, au de-a face cu mintea noastră. Care sunt lucrurile care te preocupă în viață? Ei, ca să afli răspunsul corect la întrebarea aceasta, check your thoughts. Uită-te să vezi în mintea ta ce este prezent. Uită-te să vezi în capul tău care sunt gândurile tale. La ce te gândești? La ce te gândești seara înainte să adormi? La ce te gândești prima oară dimineața atunci când te trezești? Ei, alea sunt preocupările tale. Nu alea pe care le spunem noi la școală când ne întreabă profesorul sau colegii care sunt hobby-urile noastre. Că atunci fiecare spunem care sunt cele mai frumoase și mai interesante hobby-uri pe care le avem. Nu alea când facem cunoștință unul cu altul și spunem: măi, uite, pe mine mă pasionează asta și asta, nu. Vrei să afli cu adevărat care sunt pasiunile tale? Care sunt hobby-urile tale? Care sunt preocupările tale? Care sunt îndeletnicirile tale? Verifică-ți gândurile. Domnul Iisus îi spunea lui Petru: tu nu te gândești. Acolo le găsești cu sinceritate. Care sunt lucrurile la care te gândești cel mai mult pe parcursul unei zile? Care sunt lucrurile la care te gândești, încă o dată, cum spuneam, seara înainte să adormi și dimineața primele lucruri care îți vin în gând când te trezești
și pornești într-o nouă zi. Alea sunt lucrurile care cu adevărat te pasionează și te preocupă. Ei bine, lucrurile care te preocupă și gândurile tale îți vor determina caracterul tău, comportamentul tău. Your thoughts, your preoccupation will eventually determine your habits, your behavior, your works, your deeds. Lucrurile care te preocupă în minte, care te pasionează înăuntru, în sufletul tău, alea vor determina deciziile tale și faptele tale și toată purtarea ta. Spre exemplu, un tânăr care se gândește toată ziua la fotbal și care în mintea lui e numai fotbal, e numai sport, se va duce să-și joace fotbal, să-și practice sportul sau cel puțin să-l privească la televizor, în mass media, pe internet și așa mai departe. De ce? Pentru că mai întâi a fost ceva în mintea lui. Mai întâi a fost o preocupare în sufletul lui, în creierul lui. Și în funcție de preocuparea aceea, el mai apoi își pune în practică pasiunile care se nasc mai întâi în inimă și în minte. O, dacă altcineva e preocupat și se gândește toată ziua la matematică, se va duce să rezolve probleme de matematică, să ia ore de matematică, clase de matematică și așa mai departe. Știm bine că este așa. E bine, care sunt preocupările tale? Care sunt gândurile tale? Interesant, textul acesta începe mai întâi vorbind despre gândurile și despre preocupările lui Dumnezeu. Care sunt preocupările lui Dumnezeu? Chiar așa. El n-are nevoie să se dea pe internet. El nu trebuie să citească portalurile de știri. Ce preocupări are Dumnezeu? Și foarte interesant, spune cuvântul aici, atunci a început să-i învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă, de cărturari, să fie omorât și să învieze. Aici avem Evanghelia prezentată. Domnul Iisus Hristos ne spune că preocuparea lui cea mai mare este mântuirea oamenilor. The most important preoccupation of our God is the salvation of sinners. And it's the gospel in this verse. Jesus Christ dying and raised again from the dead. Spune cuvântul aici, fiul omului trebuie să pătimească mult, să sufere mult. Foarte interesant, Domnul Iisus s-a născut ca să moară, să pătimească. Ei bine, noi ne naștem ca să trăim, cel puțin așa zicem. S-a născut cineva ca să trăiască. De ce te naști? Ca să trăiești. Ca să te bucuri de viața care este înainte. Dar Domnul Iisus a făcut exact invers. El s-a născut ca să moară, cu scopul acesta. Pentru că El, ca și Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat, înainte de momentul acela când a venit și s-a născut pe pământ, el nu avea trup. Și dacă nu ai trup, nu poți să mori. Dacă ai doar suflet, dacă ești doar duh, și Biblia spune că Dumnezeu este duh, duhul nu moare, împușcă un duh dacă poți. Leagă-l cu lanțuri dacă poți. Omoară-l dacă poți. Duhul este veșnic, nu moare. Domnul Iisus Hristos însă în venirea Lui în lume și-a asumat trup, a luat un trup, Dumnezeu Tatăl i-a pregătit un trup ca să poată muri, ca să poată muri pentru noi. Fiul omului trebuie să pătimească mult. Aici în original este folosit cuvântul pască. În limba greacă pasca însemna a suferi. Și asta e pâinea evrească, așa îi spunem și noi până astăzi, pască. Pâinea evrească nu este ca și pâinea românească, ca și pâinea americană, care se umflă și crește și este umflată bine, așa. Pâinea este plată și ea nu se taie cu cuțitul, pentru că nu este mare, nu este înaltă, precum este pâinea noastră. Ea se rupe, ea se frânge. Și era imaginea aceea a suferinței, a pătimirii Domnului Iisus Hristos. El a suferit foarte mult, a fost tăgăduit, a fost renegat de către oamenii lui Israel, a fost omorât și a treia zi a înviat. Asta este Evanghelia. Așa avem noi viață și așa au păcătoși și mântuire. Este preocuparea lui cea mai mare cât a fost pe pământ. Asta era preocuparea lui.
N-a fost preocupat în primul rând să facă minuni, deși a făcut. N-a fost preocupat să dea de mâncare la oameni, deși le-a dat în anumite momente. N-a fost preocupat în primul rând să-i însănătoșească pe oameni, deși a vindecat de multe ori, ci Domnul Iisus a fost preocupat ca să ducă la îndeplinire planul Tatălui, ca să împlinească Evanghelia, ca să trăiască Evanghelia și să ne mântuiască pe noi, cei care eram, care suntem păcătoși. Asta este preocuparea lui cea mai mare și este un har extraordinar și spunem slăvit să fie Domnul. Dacă n-ar fi fost preocuparea asta în gândul lui, niciodată n-ar fi venit pe pământ, niciodată n-ar fi murit și n-ar fi înviat. Dar a decis lucrul acesta mai înainte chiar de veșnicii, mai înainte de întemeierea lumii, cum spune Sfânta Scriptură, a făcut un plan în sine însuși Dumnezeu ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor. E preocuparea lui extraordinară, aceea de a mântui pe păcătoși. Numai că noi păcătoși avem multe alte preocupări, nu-i așa? Și poate că dacă citim Scriptura cu atenție, găsim că sunt aceleași preocupări în toate epocile istoriei. Aduți aminte de momentul în care Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus. Biblia ne spune că mai întâi l-a ispitit cu lucruri materiale și a zis, poruncește pietrelor acestea să se facă pâini, trup, lucruri materiale, nevoie de mâncare. Și până astăzi materialismul îi preocupă pe oameni. Uitați-vă la câte business-uri există, uitați-vă la cât de mult aleargă oamenii, uitați-vă la cât de mult se construiește materialismul. Asta îi preocupă pe oameni. Mi-aduc aminte că niște frați din Oradea ne-au povestit că pe vremuri când eram student, că au invitat niște oameni, niște vecini la evangelizare și oamenii au venit la biserică, au auzit cuvântul și erau gata să se întoarcă la Dumnezeu și în inima lor se ducea o luptă foarte mare. Și parcă soția în momentele acelea era gata să spună cred în Domnul și vreau să mă pocăiesc. Dar soțul ei i-a adus aminte un lucru și a zis așa, draga mea, noi suntem foarte ocupați, avem business, lucrurile astea sunt faine, lucrurile astea sunt extraordinare, ce spune aici omul ăla în față, ce se predică aici, e bun, e adevărat, ar fi fain pentru noi, dar noi nu putem, nu avem vreme, avem atâtea business-uri, nu putem să le dăm pe toate la o parte și să ne apucăm să avem o viață de biserică, pentru că asta e o viață aglomerată, presupune și asta multă implicare. Observați? Materialism. Preocuparea pentru cele materiale. Dar Biblia ne spune că a doua ispită cu care a venit diavolul la Domnul Iisus a fost foarte interesantă. L-a pus să se arunce de pe streașina templului, să se arunce de pe o clădire și... ce imagine, îți dai seama? Ce om s-ar mai fi aruncat de acolo și ar fi zburat efectiv. Ar fi zburat efectiv și l-ar fi prins îngerii și l-ar fi adus jos pe pământ într-un mod lin, într-un mod extraordinar. Într-o vreme când nu erau avioane, într-o vreme când nimeni nu decola și nimeni nu ateriza, ar fi fost un mare show, ar fi fost un mare spectacol. Și până astăzi oamenii sunt pasionați de spectacole. Oamenii sunt pasionați de show-uri, de lucruri de genul acesta. Concertele sunt căutate, stadioanele sunt pline, discotecile sunt pline, pentru că astea sunt preocupările oamenilor. A treia ispită cu care a venit diavolul la Domnul Iisus a fost o ispită legată de putere și a zis, închină-te mie, eu, diavolul, vreau să fiu puternic pe pământ. Ispita puterii, a celebrității, este una iarăși extrem de importantă. Oamenii sunt preocupați să fie celebri, să fie faimoși, să fie mari și tari pe pământul acesta. Pentru asta, îs gata să facă orice și să renunțe la orice. Vă aduceți aminte de Elvis Presley? A crescut și el cu chitara în mână într-o bisericuță penticostală de aici, din America. Dar celebritatea, puterea, faima, spectacolul l-au cucerit și s-a dus. Astea sunt lucruri care îi preocupă pe oameni. Dar în contextul în care vedem că oamenii sunt preocupați de materialism, de show, de spectacol, de putere, de lucruri din acestea,
Domnul Iisus Hristos ne aduce aminte aici care trebuie să fie preocupările noastre. Și mai întâi, prima preocupare, foarte interesant, uitați-vă în versetul 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Prima preocupare pe care trebuie să o ai, foarte interesant, trebuie să fie moartea. Cum? Dacă vine cineva după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Acum, dragii mei, noi facem de multe ori confuzie când vorbim, când predicăm, când vorbim între noi din Scriptură și spunem: vai de mine ce cruce grea am. Dacă treci prin boală, prin necaz, prin probleme, spui: am o cruce așa de mare, Dumnezeu mi-a dat o cruce extraordinară. Alteori, dacă cineva are un soț nepocăit sau o soție nepocăită, spune: asta este crucea mea și trebuie să o port. Mai că, dragii mei, Scriptura ne spune, adică nu găsim nicăieri în Scriptură să ne spună că crucea noastră este egal cu necazurile noastre. Nu! Oricât de mult am folosit noi limbajul acesta, ăsta nu-i din Scriptură. Biblia ne spune că a-ți lua crucea înseamnă ce? A muri. A-ți lua crucea înseamnă a muri. Acum, în vremea respectivă, oamenii știau bine lucrul acesta, pentru că romanii îi pedepseau pe toți cei care făceau mari prostii, mari crime, lucruri nelegiuite și îi răstigneau. Numai că nu îi răstigneau undeva nascuns, ci îi răstigneau acolo unde puteau fi văzuți de toată lumea. Și asta se întâmpla în mod special la intersecțiile mari, se întâmpla de-a lungul drumurilor. Și oamenii când călătoreau și plecau din Ierusalim, poate la Cezarea sau un alt oraș, pe stânga și pe dreapta nu erau semne cu speed limit, că pe vremea respectivă oricum nu mergeau ei cu 60 de mile pe oră, ci erau oameni răstigniți. Pe stânga și pe dreapta nu erau semne de circulație, stop, cedează trecerea și alte lucruri de felul acesta, ci erau oameni răstigniți. Imaginează-ți că mergi pe I-5 sau pe I-205 sau pe alt drum de aici, din zona aceasta, și pe stânga și pe dreapta sunt oameni răstigniți, dezbrăcați, în rușine, în ocară, care mor, care strigă de durere. Și nimeni nu se suia pe cruce ca după aia a doua zi să se dea jos înapoi și să spună: mă duc iară la job, ieri am fost răstignit, hai mâine să mergem la un fotbal. Nimeni nu făcea așa ceva, pentru că a fi răstignit, a fi crucificat, însemna să mori, that's it, gata, s-a încheiat. Așadar, dragii mei, când Scriptura ne spune să ne luăm crucea, Scriptura ne spune mori. Scriptura nu spune crucea noastră, greutățile noastre, bolile noastre, problemele noastre, nu. A-ți lua crucea înseamnă a muri, a muri. Și Pavel explică în Romani și în Galateni și în alte lucruri și spune el în Galateni 2:20, spre exemplu: am fost răstignit împreună cu Hristos și totuși trăiesc. Biblia prezintă mântuirea în termen de viață și de moarte. Și dacă nu ești mântuit, înseamnă că ești viu față de lume și mort față de Dumnezeu. Și dacă ești mântuit, înseamnă că ești viu față de Dumnezeu și mort față de lume. Nu mai reacționezi față de lume, nu mai comunici cu lumea. Îți spune că într-o biserică, nu știu dacă nu la Spurgeon undeva în Anglia, cineva a venit și a vrut să fie botezat. Numai că oamenii și păstorii de acolo îl cunoșteau și știau că viața lui nu-i schimbată. Și pe vremea respectivă nu erau botezați mulți oameni ca să fie numere mari și să impresioneze. Oamenii erau evaluați cu foarte multă seriozitate. Și păstorul i-a spus omului acestuia: du-te acasă și mori. Eu nu îngrop oameni care încă respiră. Asta era o metaforă, pentru că la nivel spiritual, omul acela nu era mort față de lume. Viața lui veche nu era încheiată. Încă respira, încă se bucura de lume, încă se bucura de păcat. Avea o profesiune de credință, avea o mărturisire cu gura, dar viața lui nu era schimbată. Numai moartea lui Hristos
și crucea lui Hristos poate să pună capăt vieții tale cele vechi. Dacă astăzi ești aici, ai o viață veche și dacă viața ta este în firea pământească și nu ești mântuit, vreau să știi că tu nu poți să te schimbi. Nu-i așa? Vin foarte mulți oameni care spun, măi, eu m-aș pocăi, m-aș lăsa și de țigară, și de băutură, și de multe altele, dar nu pot. Dragii mei, felicitați-l. He's got a point. O înțeles. Nu poate. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu m-am răstignit eu pe mine însumi, că nu pot. Acum, chiar și fizic, poate cineva să se răstignească pe el însuși? Trebuie să vină alții să te răstignească. De aceea spune Scriptura, dacă prin Duhul facem să moară faptele firii, numai Domnul poate să pună capăt vieții tale cele vechi. Se spune despre Augustin, unul dintre cei mai mari teologi din lume, din toate timpurile, care ne-a lăsat multă învățătură bună, nu de plin, dar multă învățătură bună. Se spune că la un moment dat, după ce s-a întors la Dumnezeu, mergând pe străzile din orașul Catargina, o femeie stricată s-a luat după el. Fusese un om care trăise în destrăbălare înainte să se întoarcă la Dumnezeu și toate bordelurile îl cunoșteau, toate femeile din oraș îl cunoșteau. Dar el s-a întors la Dumnezeu într-un mod deosebit de radical, Dumnezeu l-a dus la viață împreună cu Hristos și la un moment dat, trecând pe stradă, o femeie din anturajul lui cel vechi l-a văzut și l-a strigat, hei Augustin, ce mai faci? Și Augustin s-a făcut că nu o vede, că nu o aude și a mers mai departe. Și ea, contrariată și supărată, că nu o bagă în seamă, a strigat și mai tare și a zis, Augustin, ce mai faci? Nu mă cunoști, ce-i cu tine? Și Augustin s-a întors înspre ea și a zis, Augustin, pe care îl cunoști tu, a murit. Și a plecat mai departe. Pentru că asta se întâmplă la nivel spiritual. Când un om se întoarce la Dumnezeu, moare. Moare. E capăt de drum. E final. Domnul Iisus Hristos când spune, dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să moară față de lume. Jertfa lui, crucea lui, poate să provoace moartea vechiului tău, eu. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și paradoxal, moartea aceasta îți va aduce viață. Am fost răstignit împreună cu Hristos, dar acum trăiesc. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Prima preocupare pe care trebuie să o ai întotdeauna în viață e să te asiguri că ești mort. În fiecare zi asigură-te că ești mort și că trăiești ca și mort față de lume, față de ispite, față de păcat, față de diavolul. Este oare preocuparea asta și a noastră? Este oare pasiunea asta și în viața noastră? Dacă ești mort față de păcat, ești viu față de Dumnezeu. Dragii mei, rugați-vă ca Dumnezeu să facă minunea asta. E o chestiune de viață și de moarte și când vine vorba de viață și de moarte, cine e suveran peste viață și moarte? Cine e suveran când cineva se naște și când cineva moare? Nu Dumnezeu? La fel, când cineva moare față de păcat și învie față de Dumnezeu, cine este suveran? Nu tot Dumnezeu? Rugați-vă pentru oameni ca să fie mântuiți, adică rugați-vă să moară față de păcat și să fie vii de acum față de Dumnezeu. O altă preocupare care este aici este preocuparea pentru suflet, a doua preocupare. Spune Scriptura, ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Nu știu cât de des te gândești la sufletul tău, în general ne gândim la trup. Dar mântuirea noastră, spune Domnul Iisus, e atât de importantă încât nu trebuie să te gândești la nimic altceva ca fiind mai important decât asta. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? E ca un business aici, spune Domnul Iisus. Ce ți-ar folosi să ai toată lumea? Repet, nu să ai o casă, spune Domnul Iisus. Imaginează-ți că
toate casele din Vancouver sunt ale tale. Nu. Toate casele din zona Portland sunt ale tale. Nu. Toate casele din America sunt ale tale. Nu pe datorie, sunt ale tale. Nu. Toate casele din, și din Europa sunt tot ale tale. Și din Australia sunt tot ale tale. Și din Asia, și de unde vrei tu. Și munții, și dealurile, și râurile, și văile, și toți acrii de pământ care există, totul este al tău. Nu doar un zgârie nord din Manhattan este al tău. Toată lumea să fie a ta. Imaginează-ți asta, zice Domnul Iisus. Ce ți-ar folosi? Să le ai pe toate, dar sufletul tău să fie distrus. Ce ți-ar folosi să le ai pe toate, dar sufletul tău să fie distrus? Ce afacere proastă ai face? Oamenii au făcut multe afaceri proaste de-a lungul istoriei. Biblia ne spune că Esau și-a vândut dreptul de întâi născut. Pe câțiva, pe ce? Pe o supă, pe o ciorbă. Iuda ni se spune în Sfânta Scriptura că l-a vândut pe Domnul Iisus pe arginți, pe 30 de arginți. Ce afacere proastă! Ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Cât de des te gândești la sufletul tău? Cât de mult îl hrănești? Cât de mult îl îngrijești? Noi îngrijim mult trupurile astea, suntem preocupați de ele și asta e bine, dar cât de mult îngrijim sufletele noastre? În epistola a treia către Ioan ni se spune că atunci când s-au salutat sfinții pe vremuri, au folosit următoarele cuvinte: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Asta e o binecuvântare sau un blestem? Mm-hmm. Că dacă s-ar împlini, poate că am ajunge la spital în secunda 2. Poate că am ajunge rahitici, dacă am arăta și în trup, așa cum arată sufletul nostru. Cât de preocupați suntem față de sufletele noastre. Și în al treilea rând, o altă preocupare și ultima care e în textul nostru, este mărturisirea Evangheliei. Domnul Iisus Hristos spune: oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Mărturisirea Evangheliei. Iată că nu-i nimic nou sub soare. Neamul este prea curvar și păcătos. Oamenii sunt potrivnici. Societatea este îndărătnică și potrivnică. Îl urăște pe Dumnezeu, vrea să-L scoată afară, din școli, din spitale, de oriunde, nu vrea să aibă nimic de-a face cu Domnul. Și tendința naturală este să spui: mi-e rușine și mie, tu de ce nu bei? Păi nu vreau să fac ciroză la ficat. Tu de ce nu fumezi? Păi nu vreau să mă îmbolnăvesc cu plămânii. Tu de ce nu vii cu noi la meci duminica? Păi vreau și eu să mă odihnesc mai mult, nu spui că mergi la biserică. E tendința asta de a te rușina. Dar avem noi vreun motiv să ne rușinăm de Domnul? Dacă cineva a făcut prostii, începe să-ți fie rușine. Și dacă ai o... toți am experimentat lucrul ăsta, dacă ai o rudă care a făcut prostii în viață, parcă-ți vine să nu spui că e rudă cu tine. Și lucruri de genul acesta. Dar noi îl avem pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn. El este Sfântul Celui Preanalt. Ce motiv am avea să ne fie rușine de El? Poate că ar fi trebuit să ne fie rușine și ne e rușine de cineva atunci când nu suntem în relații bune cu persoana respectivă. Dacă am greșit față de cineva, dacă suntem certați cu cineva, atunci încercăm să evităm persoana aceea. Și dacă persoana aia merge pe trotuar pe stânga, noi trecem pe dreapta. Ne facem că vrem să vorbim cu altcineva și evităm persoana aceea dacă nu suntem în relații bune cu ea, de rușine. Dacă ești în relație bună cu Hristos, n-ai de ce să-ți fie rușine și n-ai de ce să eviți să spui și altora vestea bună, Evanghelia extraordinară pe care o avem. Cuvântul ne îndeamnă astăzi încă o dată să ne gândim la lucrurile lui Dumnezeu și nu la lucrurile oamenilor. La ce te gândești tu? Ce te preocupă pe tine? Ce ți-ai planificat pentru vara asta, pentru anul ăsta, pentru anul viitor? Ce te preocupă? Care sunt primele gânduri pe care le ai dimineața când te trezești? Care sunt
ultimele gânduri care le ai atunci când te pui la odihnă seara, la culcare? Care sunt lucrurile la care te gândești cel mai mult de-a lungul unei zile? Scriptura ne cheamă să-i dăm slavă Domnului Iisus pentru că preocuparea Lui a fost mântuirea noastră. Și ne cheamă să urmărim în fiecare zi moartea față de păcat. Ne cheamă să urmărim binele sufletului nostru, să investim în sufletul nostru, în viața noastră spirituală. Și ne cheamă Scriptura să-L mărturisim, să nu ne rușinăm de El în acest neam ticălos și stricat în care trăim, ci să slujim de laudă slavei Lui. Vom avea noi astfel de preocupări? Mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne facă parte la fiecare de astfel de preocupări. Amin. Mulțumim pentru răbdarea pe care o aveți cu tehnica. Noi n-avem om de sunet și apreciem că și fratele Rusnac și fratele Dulescu ne-au ajutat astăzi. Să știți că asta e o mare slujire, oamenii care lucrează la tehnică. Să vă gândiți tot timpul la ei, că they make it happen, just so you know. So thank you guys for helping. Yeah, I know, you're pointing that way. Okay, you too. Thank you. When you're up on the mountain, you've got peace of mind like you've never known. But when things change and you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. And the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, you make them right. Mâna lui cea tare
ce te-a ținut sus pe munte, tot iar ne va ține și-n băile adânc. Dumnezeu în ce spune, bucurie în suflet, tot el îți va aștept. God in the valley, with things go wrong, you make them right. And the God of the good times is still God in the bad times, the God of the day. To God in the night, the God of the day is still God in the night. Amen. Thank you.
uitat la ceas. Am uitat la program. Și m-am gândit la nunta din Cana Galilei. A fost un mare ospăț acolo. Nu ne spune ce prăjituri s-au dat. Dar spune, s-a dat mult vin. S-a dat mult vin. Și a băut vin până s-a terminat vinul. Și vine Domnul Iisus și transformă apa în vin, vinul cel mai bun. Acum, probabil mulți au plecat acasă. Sau nu mai este vin, am plecat acasă. Și au pierdut mult. Este ora 8. Nu putem să ținem pe nimeni cu forța în adunare, dar noi trebuie să continuăm programul. Și biserica spune aleluia. Vă mulțumim mult. Cântările, mesajul a fost călătoria prin credință ca să ajungem în Canaanul Ceresc. Următoarele 4-5 cântări vorbesc de acel loc unde îl așteptăm să ajungem. Domnul să vă binecuvinteze! Că Domnul pe nori cu slavă în strălucire va reveni și vom ieși și
să revină Iisus din slavă în gloria sa. De înger la cer și eu să fiu dus, o, acolo în patria mea. Acesta e harul ceresc, prin har este la să mă șesc, spre țara promisă de Domnul Iisus. Acesta e harul ceresc, o, acesta e harul ceresc, prin har este la să mă șesc, spre țara promisă de John saw the city that could not be hidden. John saw the city, oh yes he did. John caught a glimpse of the golden throne. Tell me all about it. Go right on around that throne. He saw the crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden. And I want to run where the angels have trod. Did not see night. The Lamb of God, well, he must be the light. And he saw the saints worship the great I Am. Crying, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river, in that city, city of God.
În mașina dumneavoastră, la casă dumneavoastră, vă stăm la dispoziție cu CD-uri, acolo pe hol. Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim încă o dată că ne-ați primit. Thank you.
odată într-o biserică undeva și la încheierea serviciului s-a aplaudat și poate că nu totdeauna este răspunsul poate cel mai potrivit, dar cuvântul Domnului spune să batem în palme numele Domnului, da? Și spuneam eu că traducerea românească a bătutului în palme înseamnă amin. Și un frate a venit și a zis că trebuie să-ți dăm un premiu că ai inventat un cuvânt. Zic, nu, cuvântul este inventat. Și sigur, amin nu înseamnă că s-a încheiat predica sau serviciul. Nu? Înseamnă că așa este, da? Și noi suntem de acord că Domnul este Cel ce este, așa cum este El și merită lăudat. E imens, slăvit să fie numele Domnului. Unde-i fratele Ic? S-a dus acolo, cabe, da? Frați și surori, vă mulțumesc în numele Domnului pentru dragostea care ați arătat-o față de noi. Și este un cuvânt biblic. Să știți că Dumnezeu nu este cel nedrept, spune în Cartea Evreilor, să uite osteneala și dragostea voastră pentru numele Lui. La Rut 2:12 spune și doresc aceasta pentru voi, Domnul să vă răsplătească pentru ce ați făcut și plata să fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ați venit să vă despotiți. Vă binecuvântăm în numele Domnului și vă mulțumim pentru cântările acestea duhovnicești. Și Domnul să vă binecuvinteze. Mereu spun bisericii și spunem cântările care îți plac și spui când ai crescut. Da? Ei, aici cred că nouă, în contextul acesta creștin și ca și copii ai Domnului, ne plac aceleași cântări. Și creștem împreună, da? Mi-aduc aminte că o fetiță româncă de vreo 3-4 ani, care încă nu știe engleză, s-a dus undeva la Washington Square cu părinții. Și a auzit acolo pe holul în acela cineva vorbind românește. Mamă, ăștia vorbesc ca noi. Și sigur, ca și creștini, vorbim aceeași limbă, limba cerului. Domnul să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. Haideți să ne ridicăm în picioare. Înainte de a încheia cu rugăciune, aș vrea să vă spun și să vă amintesc, fratele Ică este acolo pe hol, cine vrea să ia CD-uri, sigur, ajută la lucrarea aceasta. Acum mulțumim Domnului cu toții prin rugăciune. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat. Ia, frate Ciprian, aș vrea să transmit fratelui Nelu mulțumiri și salutări și har și pace și prosperitate în lucrare. Salutul bisericii noastre este Apocalips 3:11. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvinteze la despărțire. Amin.